Elevii școlii gimnaziale Mircea Dragomirescu din Megidie au sărbătorit astăzi Halloween-ul într-un cadru de poveste cu lumânări aprinse și dovleci, întruchipând personaje fioroase din desene animate. Costumați cât mai originale, elevii claselor primare au defilat purtând ținute care mai de care mai fioroase. Petrecerea a avut loc în sala de sport a școlii gimnaziale Mircea Dragomirescu. Nerăbdători micuții au venit costumați în personaje din desene animate, dar și specifice Halloween-ului, întruchipând monștri, vrăjitoare, pirați și prințese. Nici machiajul specific acestei sărbători nu a fost uitat, cu pete de sânge și vânătăi realizate cu vopseluri speciale, toți școlarii au impresionat juriul. Elevii au dansat și au defilat mai ceva ca pe podium, cu ținute care mai de care mai înfricoșătoare și au captat în totalitate atenția juriului, alcătuit din cadrele didactice ale școlii, alături de directorul Anca Chichifoi. Ca și anul trecut, noi în fiecare an organizăm această activitate pentru bucuria lor, mai ales că urmează vacanța pentru cei mici și am zis să sărbătorim finalul școlii deocamdată. Sunt foarte atractive aceste activități, părinții se implică și ei, bineînțeles, în confecționarea costumelor, în confecționarea bostanilor tradiționali. Sărbarea a fost deosebită, chiar dacă elevii au vârste foarte fragede și își pierd repede răbdarea. Cele mai impresionante costumații au fost premiate cu diplome. Sunt o vrăjitoare. Ești vrăjitoarea cea rea sau cea bună? Cea ea. Dar de ce te-ai costumat așa? Nu știu, mama mea. Cine ți-a făcut ție rost de acest costum? Mama. Dar tu ești vrăjitoarea cea bună sau vrăjitoarea cea rea? Vrăjitoarea cea rea. Și ai speriat pe cineva până acum? Da, pe toți copiii a fost frică de mine. Păi am vrut să sărbătorim acest Halloween, deci special. Și în ce ești tu costumat? Păi eu sunt într-o parte o prințesă, iar într-o parte am vrut să fiu o sperietoare, o vrăjitoare. Deși această sărbătoare a fost îmbrățișată mai mult de americani și copiii noștri sunt deschiși la a se distra purtând costume care mai de care mai haioase și mai interesante, cunoscând astfel conceptul real al monștrilor și vrăjitoarelor. Așadar, școlarii au avut parte de o zi altfel care i-a făcut să evadeze de la orele obișnuite de curs și să uite de limba română cea întortocheată și de problemele dificile la matematică.